mă aflat despre în existența a trei părți. Să mă dau așa un pic la parte. Furnizorul, afiliatul și utilizatorul. Asta trei părți sunt cele mai importante ca să se realizeze fluxul. Furnizorul este cel care dorește promovarea la ceva. Afiliatul este cel care are un site și vrea să monetizeze cumva. Și utilizatorul este cel care folosește internetul și folosește în special site-ul afiliatului, ca să zic așa. Ce este EMAG Profit Share? Sistem de marketing afiliat, un alt mod de a monetiza site-ul. De fiecare dată când direcționați un client pe site-ul EMAG, tot ce cumpără în perioada de comisionare, din valoarea produselor, prinți un comision ca și afiliat. Funcționează simplu. Afiliatul își pune niște instrumente de promovare, le-am numit noi. Nu știu cum îi zic, widget-uri, bannere, niște instrumente de promovare. Prin aceste instrumente de promovare, vizitatorii site-ului afiliatului sunt direcționați în site-ul furnizorului, de unde fac o acțiune pentru care afiliatul primește un comision. Asta sunt mai mult așa niște detalii, de niște parametri. Perioada de comisionare 30 de zile, comisionul 3%, ce au la cuvântat cu toate comenzile și așa mai departe. Noi am hotărât să promovăm prin EMAG Profit Share cele mai bune promoții, produse aflate în stoc, livrabile, în stocul magazinului, deci nu în stocul furnizorului. Majoritatea produselor promovate fac parte dintr-o super promoție cu un preț foarte bun. Și noi considerăm, au fost foarte multe foarte mult feedback de genul, noi punem foarte multe reclame a voastră de la EMAG și voi vă faceți branding pe spinarea noastră. Noi vrem, EMAG nu știu dacă are nevoie de branding prin canalul ăsta, noi vrem să scoatem în față promoțiile care le avem și vrem să facem un canal de comunicare cu oamenii care poate nu stau în fiecare zi pe EMAG cu degetul pe F5. Așa, mulți confundă afilierea cu sistemul clasic, de publicitate online, cu sistemul pe care l-am cunoscut noi ca și viață de ceva timp, care a fost în creștere destul de mare, an de an. O să vă spun câteva dintre diferențele între sistemele astea. În publicitatea online clasică, bugetele sunt limitate. Mai nou sunt în scădere. Ce înseamnă că dacă furnizorul X sau clientul X a zis că vrea să-și facă o campanie de 10.000 de euro pe online, 10.000 de euro este pâinea la toți din online. La sistemele de afiliere, bugetele sunt nelimitate. Cu cât mai mult se vinde, cu atât mai bine. Suntem foarte bucuroși să dăm comisioane. În publicitatea online, foarte mult, se folosesc bannerele tradiționale sau formele standardizate de reclamă. În sistemele de afiliere, sunt formate neconvenționale, se poate aplica, se poate folosi acest sistem în nenumărate moduri. În publicitatea online, în general, sunt spații de reclamă fixe, sus, jos, în stânga, în dreapta și așa mai departe. În sistemele de afiliere se poate folosi chiar orice spațiu de pe site, până în limita imaginației. Și e foarte ușor de folosit asta.
nu poate fi optimizat atât de ușor ca în sistemele de afiliere. Publisher-ul în sistemele de afiliere poate optimiza singur, să urmărească rapoarte, să vadă dacă nu e bună rata de click sau nu sunt bune anumite indicatori, poate să mute banner-ul, poate să, dacă are banner, poate să targeteze într-un alt fel și așa mai departe. Ele sunt sisteme complementare. Nu înseamnă că dacă folosiți sistemul de afiliere, nu puteți să folosiți sistemul de publicitate online clasică. Pot fi folosite și merg la perfecție împreună. Aici am pus câteva formate care le avem noi de bannere și e un slide care l-am pus acum spre sfârșite. Aici sunt mai mulți blogger, din cât am înțeles. Și am văzut la foarte mulți blogger formatul 125x125. Spuneți-mi ce e bun la el. Cine are bannere de 125x125 pe blog? Un format mic și intră multe bannere. Deci faptul că intră multe bannere, da? Care e performanța lor? Doresc că e foarte mare. Oricum, performanța bannerului e foarte mare în piață. Și dacă ți-aș spune că în loc să pui 2, 3, hai zicem 4 bannere de 125x125, ai putea să pui unul de 300x250 să ai performanțe mai bune din el, mai crede? Da. Foarte bine. Așa și este. E un standard folosit și de IAP și de... Da. Așa și este din formatele care le-am expus aici. Cel mai performant este 300x250, cel mai neperformant este 125x125. De aceea vă recomand să folosiți bannere de formate mai mari, în care se încapă o imagine atractivă, un mesaj, spune eu. Cred că e importantă și amplasarea lui în site, adică un pătrat sus pe un primul ecran și un pătrat jos în ultimul ecran, e o mare diferență. Sigur că da, sigur că da. Am dat chiar mai târziu, am niște screenshot-uri cu niște amplasări. Așa. Sigur că contează foarte mult amplasarea, sus, jos, în stânga, în dreapta, cât de targetat e, unde se află și așa mai departe. Mulți au întrebat, se poate câștiga din afiliere? Voi ce ziceți? Se poate? Ați încercat, cei care au încercat sistemele de afiliere, se poate câștiga din afiliere în România? De ce? Dacă ai conținut, probabil se poate câștiga. Eu mai ieșit. Deci tu spui că contează foarte mult conținut. Alte... Altceva ce mai contează? Mentalitatea românului. Profilul vizitatorului. Bun. Am făcut azi, într-un timp foarte scurt, niște print screen-uri din conturile unor afiliați de-ai noștri, cu niște statistici rapide. Unii câștigă mult, alții puțin. Unii au foarte multe click-uri și câștigă mai puțin decât alții care au mai puține click-uri și câștigă mai mult. Unii vând 50 de produse și câștigă la fel de multe comisioane ca unii care vând 2 sau 10 produse și așa mai departe. Se poate câștiga, depinde de mulți factori pe care o să-i vedem mai târziu. Asta. De ce depinde valoarea comisioanei? De valoarea produsului. De valoarea produsului, asta e prietenie. Bingo! Așa e, bingo. De ce altceva? Trafic? Site-ul trebuie să aibă trafic mare ca să poată... De trafic depinde cantitatea comisiunilor, nu neapărat valoarea, adică valoarea totală, dar valoarea unui comision de trafic. De trafic zici că depinde cantitatea. Numărul de comisioane. Posibil. Calitatea traficului? Contează, da? Dacă îmi fac un site cu statusuri Yahoo Messenger, am aceeași vizitator, aceeași profil al vizitatorului ca un site de știți sau un site de business? Evident. Proactivitatea afiliatului. Oare contează? Sau ai pus un banner și aștept ca mâine să îți vină milioanele în cont? Trebuie să te implici ca afiliat sau? Vă spun eu că în ProfiChef sunt foarte mulți care cred că dacă pun azi bannerul pe site, mâine o să fie bogați.
pare rău, nu să fie așa. Contează tipul și conținutul site-ului? Sigur că da. Valoarea conținutului depinde de mai multe. Am scos și niște screenshot-uri cu exemple de așa da și așa nu, referitoare la mai multe, amplasare, proactivitate și așa mai departe. De exemplu, pe site-ul respectiv, există un link la sfârșitul articolului, e un site despre tehnologie, da, cine... Fiți de un blogger necunoscut. Da. Așa e. E foarte bună ideea și asta aduce conversii mai multe decât dacă și-ar fi pus un banner simplu sau un lucru. Așa nu. Am intrat pe site-ul ăsta, m-am speriat. Eu am crezut că e un site de reclamă. Păi, așa pare. Așa să nu faceți. Nu se pun toate reclamele împreună și văd că și butonul e copiat de la imagine la banner ăla pe mai sus. Așa. Așa, da, iarăși. În stânga frumos, o poză, un link, promoția săptămânii, promoția zilei, își numește publisher-ul cum vrea. Așa nu. Sunt două site-uri, iarăși, de reclame, oameni care sper că se îmbogățesc a doua zi, făcând chestia asta. Și le urăm succes? Nu. Așa. Așa, da. Un site, iar de tehnologie, cu link-uri către EMAG, link-uri de afiliat, cu link pe banner, care se monetizează destul de bine. Mulți cred că dacă pun 10 widget-uri, o să câștige de 10 ori mai mult. Foarte neadevărat. Contează un singur widget, am plasat bine, am plasat strategic, gândit înainte, nu doar copiat un cod HTML în sursa site-ului web. Și cam atâta. Am zis că prezentarea va fi scurtă. Aștept întrebări de la voi.